CSU Suceava a anunțat transferul internaționalului iranian Amin Youssefinezad, un inter stânga în vârstă de 28 de ani, care în ultimul sezon și jumătate al Ligii Naționale a fost jucător de bază al formației CSM Vaslui. Sunt încântat de noua mea provocare la CSU Suceava. Mi-au plăcut discuțiile pe care le-am avut cu antrenorul și cu ceilalți membri din staful tehnic. Împreună ne dorim să realizăm cât mai multe lucruri frumoase pentru echipă, fani și pentru oraș. Voi încerca să mă familiarizez cât mai repede cu noi colegi de echipă, a transmis handbalistul iranian. Dublu campion național al țării sale și al Asiei, interul iranian a mai jucat în România la Dunărea Călăraș și HC Buzău. Acesta este al doilea transfer efectuat de CSU Suceava în perspectiva viitorului sezon, după cel al portarului George Șelaru. Sunt foarte fericit să mă întorc la Suceava, în familia din care am simțit tot timpul că fac parte. Abia aștept să ne revedem la sală. A fost mesajul transmis de Șelaru, care în ultimii 4 ani a apărat poarta Potaisei Turda. În schimb, gruparea suceaveană se va despărți în această pauză competițională de portarul Mihai Merlă și de interii Bogdan Mănescu, Pavel Loic și Alex Dascălu.